dimineața, așa este. După cum spuneam mai devreme, mâine ne așteaptă această super lună în Pești și simțim deja efectele. Această super lună va avea loc în jurul orei 4:30, așa că în această seară vă invit, dacă aveți oportunitatea, să priviți pe fereastră și să vedeți cât de aproape este acest astru de pământ. Suntem optimiști și mulți dintre noi vom fi aplecați către nevoile celor din jur. Putem da o mână de ajutor celor mai puțin norocoși. Berbec, diferențele dintre tine și cercul tău social ies la iveală. S-ar putea să ți se ceară un împrumut sau tu nu restitui o sumă de bani. Taur, deși ești apreciat profesional și ți se cere opinia, tot ce-ți dorești este confortul casei. Gemeni, ai o stare de plictiseală și ai vrea ceva nou și interesant care să-ți anime spiritul. Rac, poți dona o sumă de bani către o acțiune caritabilă. Alți nativi pot pune o sumă de bani deoparte în contul de economii. Leu, ai nevoie de atenție și afecțiune din partea cuiva drag, poate chiar a persoanei iubite. Însă relațiile profesionale te solicită. Fecioară, dai dovadă de compasiune și îți ajuți un coleg de la locul de muncă. Un gest foarte bine văzut și apreciat. Balanță, te pot năpădi sentimente de gelozie față de partener, să fie popularitatea care te irită sau un prieten care nu are măsură. Scorpion, diplomația te salvează astăzi în situațiile de la locul de muncă, dar și de acasă. Ți-a cam ajuns cu responsabilitățile legate de cămin. Săgetător, poți fi pe drumuri încercând să dai de cap unor analize medicale. Atenția la detalii este la cote maxime. Capricorn, ai șanse mari să cumperi un cadou destul de costisitor ca să împaci pe cineva drag sufletului tău. Vărsător, familia vine cu sfaturi și păreri. Persoana iubită vrea toată implicarea ta. Cum te împarți? Pești, astăzi poți realiza cât de bine echilibrezi odihna cu munca. Acordă atenție gândurilor tale. Acesta a fost horoscopul și, după cum bine știți, viitorul ține de noi. Mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru.